Am ținut să marcăm un moment care, după părerea mea, deși pentru unii sportul, fotbalul, înseamnă ceva derizoriu, după părerea mea, fotbalul, sportul în general, înseamnă ceva esențial pentru societate, iar atunci când întâlnim exemple de sportivi care, prin activitatea lor, chiar au constituit exemple pentru generațiile următoare, zic că e o datorie de onoare a oricărui edil, a unui oraș unde are astfel de exemple, să marcheze un eveniment de genul acesta. Sper ca nimeni să nu interpreteze faptul că, fiind și într-o săptămână din asta cu acerbă campanie electorală, să facă vreo alipire. Pur și simplu este, așa s-a întâmplat, am aflat ieri și noi de faptul că Sergio Costin a hotărât să se reîntoarcă pe plaiurile natale, să părăsească Galațiul, și am zis că e normal, firesc, civilizat și obligatoriu pentru noi să marcăm evenimentul ăsta în prezența dumneavoastră și, evident, prin dumneavoastră, pentru toți cei care au susținut de-a lungul timpului și susțin și trăiesc mai departe pentru această echipă care se cheamă Oțelul Galați. Mi-e greu așa să vorbesc, sau poate chiar foarte ușor să vorbesc despre Sergiu, pentru că, întâmplător sau nu, sosirea lui la Galați a coincis cu revenirea mea în al doilea mandat la Galați, poate cel mai fructuos mandat al clubului, atât pentru mine, cât și pentru cei care au evoluat sub culorile clubului în această perioadă. Am revenit aproape odată cu Sergiu, am mai apucat 2 luni din acel tur nefast din 2005-2006, parcă, când, după terminarea turului, aveam doar 9 puncte, eram cea mai retrogradată dintre echipe, și atunci am făcut ceva ce poate puțin să încumetau să facă, în pauza dintre tur și retur. Am schimbat liniile, mai ceva ca la hockey, am schimbat 18 jucători, din cei vechi cu alți 18 noi. Între cei 18 care au venit, a fost și Sergiu Costin, care s-a alăturat unor jucători gen Paraschiv, care au fost sârghii, și nu vreau să-i enumer pe toți, jucători care au rămas și vor rămâne pentru totdeauna în istoria sportului gălățean niște exemple deosebite. Evident că pentru ei, pentru noi, să spunem așa, vârful carierei, evident, a fost momentul 15 mai 2011, momentul care a culminat cu câștigarea campionatului, un titlu istoric pentru Galați. Am spus-o și cu altă ocazie, o spun și acum, cred că a fost bucuria cea mai mare a vieții noastre. A fost bucuria supremă pe care o poate avea cineva angrenat în fotbal, fie din calitate de conducător, în cazul meu, sau de jucător, în cazul lui Sergiu. A fost bucuria noastră, nu numai a familiilor noastre, a fost bucuria unei familii întregi atunci, care a fost reprezentantă de întreg Galațiul. Lucrul ăla, cred că bucuria de atunci se vor uita foarte greu. Odată cu trecerea timpului, sunt convins că tot ce a fost adiacent, urât acelui eveniment, mă gândesc la declarațiile adversarilor noștri care au făcut din noi tot timpul o țintă, ponegrindu-le în toate felurile, alea se vor uita și va rămâne pentru noi, va rămâne acel titlu, acele, apoi Supercupa, 2 performanțe extraordinare, care au avut la bază, să știți, o spun și cu această ocazie, nu jucători excepționali, că după cum ați văzut din acel lot campion, foarte puțin și-au găsit echipe mari sau situații deosebite. Am reușit atunci acele 2 mari performanțe, nu datorită neapărat valorii sportive a fiecărui fotbalist în parte, ci datorită caracterului acelor jucători. Pentru că împreună au format, de fiecare dată, au format ceea ce ne plăcea nou, foarte frumos să spunem, familia Oțelu, prin caracter, prin determinare, prin seriozitate, prin educație, au reușit în fapt să câștige ceva ce niciunul dintre noi nu visa la un moment dat. Trecând prin momente dificile, am trecut cu toții și prin perioade dramatice, când aveam chiar 4 luni de
neplată a salariilor, dar caracterul lor, al jucătorilor, a fost predominant. Am trecut de momentele alea și am reușit ceea ce, încă o dată spun, nu cred că cineva spera. Ca să mă refer strict la Sergiu, acum am vorbit numai la general, dar Sergiu trebuie încadrat în acest, în această performanță generală. Sergiu a fost și a rămas capitanul acestei echipe. Deci dacă am vorbit la modul super laudativ de echipă, evident că nu pot să vorbesc de capitan decât dezvoltând și mai mult adjectivele. Dar ar părea așa ceva, poate numai de complezență pentru un moment ca acesta. Mă rezum doar să spun că Sergiu cred că este exemplul cel mai bun de profesionist adevărat, care cumulează seriozitatea, determinarea și caracterul toate la un loc. Este, dacă vreți, fără a jigni oamenii din zona noastră, exact prototipul ardeleanului molcom, liniștit, așa în afară, civilizat, dar atunci când intră la o treabă, nu se lasă până când o duce la bun sfârșit. E, lucrul ăsta l-a făcut meci de meci, ani de zile, la rând. Acum e un moment destul de delicat, un moment emoționant, când trebuie să și-a rămas bun, practic de la a doua lui casă. Am ținut să marcăm momentul ăsta. Eu personal vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru Galați. Am trăit împreună și bucurii și necazuri, dar cu certitudine peste timp va rămâne numai și numai amintirea momentelor frumoase. Sunt convins de lucrul acesta și credeți-ne pe amândoi că am avut nu puține momente frumoase trăite împreună. Mă rezum deocamdată la atât. Vreau să-l ascultați pe Sergiu. Sper să nu fie copleșit de emoții. Noi, din partea primăriei, din partea mea personal, pentru efortul și pentru performanțele realizate, dar este o, așa, un mod de a ne arăta recunoștința față de un om care a făcut ceva pentru orașul nostru. Îl felicit încă o dată și în fața voastră și îmi mânez oficial. N-am putut să facem mai mare. Trebuia să facem cât peretele. Vă mulțumesc mult, mă rog. Mă simt ca un copil care stă primat în fața unei camere de la vedere. Am niște emoții fantastice și normal că să încep cu mulțumiri, cu... Doar cu asta pot să încep, pentru că mi-amintesc și vreau să mi-amintesc doar clipele frumoase aici, la petrecute la Galați. Nu știu, aici la Galați și datorită noastră care m-ați salut aici, pentru care iar vă mulțumesc, m-ați făcut să mă simt fotbalist, ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști și ne-ați motivat foarte bine. Și chiar dacă ne-am mai bătut uneori, trebuie să știți și asta. Da, asta e mare calitatea noastră, că știați să ne ridicați când eram jos. Și pentru asta încă vă mulțumesc, am să spun de 100 de ori mulțumesc, cred că, acum. Îmi amintesc ce ați însemnat pentru noi și mai ales pentru mine primul gest al noastră care l-ați făcut, după ce ne-am salvat de retrogradare, mi-am gândit că... Acum ca doi bătrâni care stau, știi, la gura somnului, venit de până la aminte de când erau tine, frumoși și deștepți. Te rog, scuze, Sergiu, am să te tensionez un pic, că văd foarte, foarte bine și vă rog să vă tensionați, că sunt foarte, foarte emoționat. Vreau să spun primul gest care l-ați făcut, în primul rând, pentru mine, pe plan personal, e acela când v-am văzut la munta mea, la Bistrița, și a spus enorm de mult gestul ăla, pentru că țineți la oameni, țineți la fotbaliștii noastră și nu știu, parcă trebuia să joc, parcă vă eram dator să joc numai pentru simplu gest că văd că țineți la noi și asta contează cel mai mult în ziua de astăzi, pentru că în fotbal poți să investești bani, dar nu o să-ți iasă niciodată dacă nu investești și sentimente. Asta mi-am dat seama pe parcurs. Fotbaliștii trebuie gândilați, pentru că aici e vorba de copii, unii copii de, mai mari. De copii mai mari care trebuie încurajați mai mult. Și banul contează, dar nu numai. Nu pot să vă să-mi exprim ceea ce am simțit la Galați în acești 8 ani jumătate. M-am simțit foarte, foarte apreciat, pentru că
am reușit să facem o performanță. Domnul președinte vorbea, eu îi spun tot domnul președinte pentru că va rămâne toată viața președintele meu, vorbea de caracterul jucătorilor, care caracter se formează și trebuie format, dânsul ne-am pis de la spate ca să fim niște caractere, pentru că altfel e greu, te pierzi. Fiind copil, poate nu știu să gestionezi bine anumite lucruri. Eu aș face o paranteză aici și mă simt obligat să spun. Cred că n-a existat eveniment în viața echipei a unui jucător la care să nu participe majoritatea. Fie că a fost vorba de zi onomastică, nuntă, botezul vreunui copil, au fost întotdeauna prezenți cu familiile, cu prietenii, cu prietenele la evenimentele respective, iar lucrul ăsta nu face decât să întărească puterea grupului. În fond și la urma urmei, forța pe care a demonstrat-o oțelul, de aici a venit, a derivat din forța grupului. Grupul ăsta a avut o forță mentală fantastică, care i-a permis să reziste, știți bine, la atacurile unor ciobani, pot să le spun altfel, care până la urmă încet încet și-au primit de la cel de sus ceea ce meritau, dovadă că nici nu mai există pe hartă, harta fotbalistică mă refer, că altfel nu pot fi expulzați. Până la urmă, cel de sus, mai devreme sau mai târziu, demonstrează totdeauna adevăr. Echipa asta a avut valoare, a meritat, a fost poate, și eu pot fi acuzat de puțin subiectivism aici, firesc, dar cu mâna pe inimă pot să spun că a fost cel mai curat titlu câștigat vreodată în istoria fotbalului românesc. O spun cu mâna pe inimă și am curat să merg oriunde, oricând, detectoare de minciuni și toate porcăriile astea, să spun că este cea mai curată campioană din istoria fotbalului românesc. Și în același timp, cea mai contestată de prietenii cu ghilimele și cea mai ponegrită și împroșcată cu noroi. Este păcat, mare păcat, pentru munca lor, în primul rând, pentru că au muncit enorm pentru asta, s-au sacrificat enorm și au sacrificat de multe ori familiile, viața de familie pentru a ajunge aici. Și când vine un nemernic, un nevolnic să spună că totul e o minciună, normal că te doare. E, aici a fost poate calitatea noastră a celor din jurul echipei. Am reușit să-i protejăm cumva pe ei, să ținem vestiarul oarecum închis de toate atacurile venite sub centură, să încercăm să le parăm noi, deși nu mi-a plăcut niciodată să intru în polemici, dar eram obligat pentru a-i proteja pe ei, am fost obligat să mai ies și să mai dăm și noi puțin la picioare până la alunecare, că ăsta a fost jocul. După cum ați constatat și dumneavoastră, de câte ori a fost lupta strânsă pentru câștigarea titlului, întotdeauna arbitrii au fost cei mai nenorociți oameni și cei mai supuși intereselor. În momentul când o echipă s-a distanțat, vedeți, campionatul ăsta, campionatul trecut, arbitrajele au fost normale, greșelile arbitrilor omenești, cum și firesc. Deci, dați-mi voie să cred că arbitrii au fost, sunt și vor fi aceiași oameni care greșesc omenește și atâta tot. Restul, speculațiile a tot cunoscătorilor din fotbal, le lăsăm. Că erați încă președinte la Oțelul, i-ați fi propus acum să începe lungirea contractului? Sincer, i-aș fi propus un post în conducere. Mi-ar fi plăcut o conducere formată din Sergiu, din Gabi Paraschiv și Gabi Viliat, cu certitudine. Și cred că împreună puteau să aducă un suflu nou, să pregătească viitoare performanțe, fără doar și poate. E posibil pe viitorul apropiat sau mai departe? Dumnezeu știe. Mai ales în momentele dificile pe care le traversează acum clubul și iarăși nu vreau să mai vorbesc de subiectul ăsta pentru că e chiar un moment festiv și vorbim de asta atât. Te rog, Sergiu, te-am întrerupt ca să-ți mai adun gândurile. Poate nu. E foarte mult să fac o retrospectivă acum tot ce a fost în cei 8 ani jumătate. Dar vreau să-mi amintesc momentele frumoase. Momentele urâte se uită mai repede, pentru că n-au prea fost atât de urâte, sincer. Dar mi-amintesc cu drag de câștigarea titlului, de câștigarea Supercupei și
bucuria aceea nu o să-mi o anime niciodată. Cu aia am să trăiesc toată viața și va fi amintirea cu care mă voi mândri. Singurul meu laudă va fi chestia. Am realizat ceva în viața mea și asta nu puteam să o fac singur, categoric. Am fost o echipă unită, am fost o echipă frumoasă cu anumite limite, pentru că nu eram, într-adevăr, nu eram niște fotbaliști care să decidă unul singur un meci sau... Nu, am fost unitatea de grup. Dar care am fost împinși de la spate și fără un om de fotbal, priceput, clar că nu poți. Mă să nu pare că mă dau pe lângă domnul primar acum că... Locuri la primărie nu sunt blocate posturile. Nu, am multe să le spun, mi-e foarte greu să mă exprim pentru că spun, am emoții și... nu știu, acum îmi vine doar să mulțumesc și... Ar fi foarte, foarte multe cuvinte de mulțumesc să spun la foarte, foarte multă lume. N-am să o fac pentru că, vă spun, nu-mi vin în minte toată. Nu vine în minte să mulțumesc tuturor, dar prin domnul președinte al meu am să mulțumesc pentru tot ce a fost și tot ce a fost frumos în acești ani minunați. Sper să mă chemați, poate, peste 10 ani, să jucăm un Old Boys, să ne amintim. Eu sunt mai optimist, Sergiu. Eu sper să fii chemat mai devreme. Ți-am zis, într-o formulă de genul cele enunțate de mine mai devreme, ar suna grozav. Da, și club mai... condus de Gabi Paraschiv, de Sergiu Costin. Fiecare aveți calitățile lui separat, dar împreună, cred că formați chiar, un prototip de conducător. Împreună, cred că întruniți toate condițiile cerute de un conducător adevărat în fotbal. Aveți o expertiză în domeniu, o experiență pe care nu vă poate contesta nimeni. Fiecare împarte niște calități legate, evident, de intelect, care, spun eu, că v-ar îndreptăți să sperați la performanțe de genul ăsta. Și cred că trebuie să vă gândiți la asta. Nu știu, eu deja m-am îmbătrânit, voi sunteți mai tineri. E normal și firesc să vă mai doriți încă o dată. Eu am spus-o glumind când ne certau prietenii noștri. Dom'le, da, când mai vreți să mai câștigați o dată campionatul? Și glumind am spus, zic, când să joacă direct în cupe, în grupele Champions League. Vă lăsăm pe voi să acumulați puncte și după aia noi venim și câștigăm încă o dată campionatul. Ar fi grozav, dar nu este imposibil. Într-un campionat al nostru în care zic eu că nu există chiar atât de mari diferențe de valori. Există diferențe de cum sunt plătiți jucătorii. Și pe ansamblu unui campionat contează foarte mult. Nu numai cu cât, ci de câte ori. Vă gândiți să preluați clubul? A spus-o de două ori că îi faceți ofertă, domnule Sergiu Costin, în conducere. Nu, am spus că poate primește o ofertă de la cine trebuie să o facă. Eu nu pot să fac nicio ofertă pentru că nu avem... Eu încă o dată mă simt dator să spun că e o societate comercială privată care are problemele pe care le are. Nu vreau să zic ăla că v-am spus eu, dar cred că am tras niște semnale de alarmă. Până la urmă, încet, încet, cum spuneam, cel de sus le așează și fără să te bați cu pumnul în piept, fără să urli, să strigi, adevărul va ieși la iveală. Cu toate poveștile pe care unii au vrut să le născocească, eu am suportat toate criticile, toate injuriile, pe considerentul că știu ce am făcut, știu ce am făcut tot timpul în viață, nu mi-a fost rușine nici o clipă de ce am făcut, ba dimpotrivă, mă mândresc cu tot ceea ce am făcut și cu atâta timp cât bucuria pe care am avut-o eu a fost și bucuria a mii și mii de gălățeni, cu atât mai mult, e mai mult decât frumos. Spuneți mai demult, domnule primar, că aveți un regret că l-ați recomandat pe domnul Adamescu. Da, pot spune. Vă mențineți acest evident, dar acum, evident, nu îmi retrag niciodată cuvintele pentru că nu mă trezesc vorbind. Dar aș vrea, e un moment în care organele sunt într-o anchetă acolo și chiar n-aș vrea să discut eu despre asta. Ce spuneam mai devreme, n-aș vrea să spun, v-am zis eu, nu. Oamenii trebuie să-și facă treaba, să vadă ce e acolo și până la urmă, probabil că publicul vor ieși cu niște lucruri foarte clare. Domnule primar, sunteți un care a făcut parte din club. Ce părere aveți dumneavoastră despre condițiile în care a fost declarată insolvența?
Ce am spus mai devreme? Era imposibil să declari insolvența unui club care avea bani în cont. Din afară, zic așa, mi s-a părut ceva dubios la mijloc, ceva suspect în această declarare a insolvenței? Încă o dată, nu vreau să intru în amănunte, având în vedere conjunctura. Uitați-vă în urmă la tot ce am spus eu și puteți să reluați din ce am spus. Dar nu vreau să vin eu acum, mai ales că nu-mi place într-un oameni care au probleme, care sunt căzuți, să vin să mai dau și o piatră să-l îmbrâncez. Nu. Fiecare, până la urmă, răspunde de faptele lui. De ale mele, încă o dată, vă spun, nu-mi este rușine, că am regrete ca toată lumea. Nu întotdeauna în viață îți ies lucrurile așa cum îți dorești. Întotdeauna în viață mai și greșești. Important este să înveți din greșeli și să încerci să mergi mai departe. Dar iar important este ca greșelile tale să nu omoare oameni. Din cunoștințele dumneavoastră și din informațiile pe care le aveți, ați auzit vreodată de o șpagă cerută de judecător sau de lichidator? Cerut de la nu. Nu, în primul rând, iarăși trebuie să vă spun, chiar vreau să mă credeți, în ciuda zvonerilor și răspândacilor, de când mi-am dat demisia, pe data de 12 iunie de la club, chiar am vrut să nu mai știu ce se întâmplă. Să nu mai știu ce se întâmplă, nu pentru că nu mi-ar păsa, ci tocmai pentru a nu fi asimilat cu cei care am realizat, e drept, mai târziu decât era cazul, că a fost o alegere nepotrivită, am spus-o, o mai repet, și atât. Dar, în momentul când am tras un semnal de alarmă mai apăsat, s-au făcut tot felul de interpretări. Spunându-se că nu știu ce vrea Stan. Ba s-a mai mers și mai departe la un moment dat să insinueze pe surse prin voi, așa vi s-a spus unuia și altuia, că Stan e ăla care dorește răul clubului și vezi, Doamne, ce lucruri subterane faci. Credeți-mă că nu avem timp aici să ne ocupăm de toate problemele pe care, dacă ați văzut când ați intrat pe jos pe acolo, o grămadă de oameni necăjiți. Că nu putem să le rezolvăm probleme și ne lovim zi de zi de mii de probleme. Chiar n-am apucat să ne ocupăm și de lucruri subterane și astea. Astea ale neputincioșilor. Când v-ați întâlnit ultima oară cu domnul Adamescu? Câteva luni în urmă. Când v-a anunțat domnul Narcis că va fi un nou investitor. Într-adevăr, nu mi-e rușine să spun și confirm lucrul ăsta, îmi pasă de ce se întâmplă cu această echipă, care este un simbol al Galaciului. Și când vezi că acest simbol este batjocorit, e normal, în calitatea nu numai de edil, în calitatea pe care am avut-o, cu sufletul, cu inima, cu stomacul, cu tot ce vreți, să mă intereseze ce se întâmplă pentru viitor. N-am găsit răspunsul potrivit, din păcate. Vi s-a părut ceva schimbat la domnul Adamescu când ați venit ultima oră cu domnul? Hai să mă depărtăm. Nu, nu, nu. La ce contez vorbați de aceea Gabi, Paratip, Vivi, domnul vorbați de viitor. Cum vedeți viitorul apropiat? Pentru că campionatul viitor, spre exemplu, al Oțelului în acest context, problemele respective. Încă o dată mi-e greu să vorbesc eu despre ceva ce nu controlez și nu cunosc în profunzime. Atâta timp când v-am zis că am încercat să stau deoparte, chiar am stat deoparte. Problemele din interior, ei vi le pot spune mai în detaliu. Eu le-am semnalat la un moment dat. Pe surse aveam și eu niște informații, dar detaliile ei le știu. Este un manager al clubului. Știu care e situația, să vorbesc eu, se vorbește, că toți jucătorii ar fi liberi și ar fi depus memorii, se vorbește. Ei știu de acolo cel mai bine. Ei știu, în discuțiile cu patronatul, ce viitor se pregătește pentru această echipă. Noi a vorbi acum înseamnă să stăm la placă și să vorbim cu un subiect de ceva care, repet, nu este al nostru, nu controlăm și nu știm. Și atunci e mai bine să ne rezumăm la subiectul de față și să adaug cu ocazia asta și faptul că venind spre primărie am fost informat că pe Facebook Gabi Giurgiu ar fi anunțat și el faptul că renunță și că și a rămas bun de la suporte. Același gest vreau să-l facem și față de Gabi Giurgiu, un băiat la fel, excepțional. De fapt, ca toată echipa pe care am avut-o. Chiar dacă am mai avut noi cu unii câte un incident sau altul, fiecare și-a adus, a avut locul bine stabilit în acest angrenaj. Și toți, repet, merită respectul nostru pentru totdeauna.
Sergiu, ești cetățean de la Galați, pe cum atunci și cum de excelență. Cumva ar trebui să reconsideri unde te trage pământul mai tare? Unde, mă? Unde te trage pământul? Eu rămân. Rămân cetățean de mare. Rămân omul care iubește Galațiul, de care m-am atașat tare, tare mult. Mi-e greu să plec, o spun. Dar, pe urmă, acolo e casa mea și va trebui să mă întorc acolo. Nu știu ce voi face în viitor. Chiar nu știu, dar de Galați sunt legat oricum. Așa că voi reveni pe la Galați, asta e clar. Pentru că am de făcut niște lucruri să sărbătoresc titlul. Nu știu ce aș putea, aș vrea să mai mulțumesc în încheiere, că nu știu dacă mai e ceva de spus, dar chiar vreau să mulțumesc tuturor. Foste conduceri, chiar și actuale conduceri lui Vili, lui Narcis, antrenorul cu care am lucrat, pentru că mă simt datorii, normal, am făcut ceva împreună. Și o să-mi amintesc cu drag. În momentele urâte o să încerc să le uit. O să povestesc doar cu prietenii ca să mai avem ce povesti. Dar lucrurile frumoase rămân și asta e cel mai important. Mă simt un om bogat pentru că am făcut ceva în viața asta. Pe plan sportiv, poate ca fotbalist, nu știu dacă mai pot să mai ridic să fac ceva asemănător. Cred că a fost vârful în cariere mele, cu ăla am să mă îndresc toată viața. Urmează alte planuri, pe plan personal, nu știu ce voi face, dar e frumos să fii sus, să fii în vârf, așa că tind să fac ceva, nu știu ce mi-o oferă viața, dar aștept, surprizele merită așteptate, că sunt frumos. Sergiu, mai întâlnit odată pe domnul Adamescu? Da, imediat după ce a preluat echipa, am fost la București și am avut o ședință și atunci l-am văzut și eu prima dată pe domnul Adamescu, în care dânsul mi-a spus că așa e în afaceri, trebuie să fii afaceri și sunt cu sânge rece. Dacă noi câștigăm, vor câștiga și ei și ne vom primi și noi drepturi. Vrea să repete figura fiind campionatul. Ne-am bucurat pentru că avea țeluri, am zis că e bine, va fi bine, dar din păcate, aici așa, nu pot pică nimănui, nu-mi place să dau nimeni sau să critic nici antrenori, nici președinți, nici conducători, nici nimic. Chiar le mulțumesc tuturor. În viață înveți din orice, și din rele, și din bune, așa că o iau cu o experiență de viață. Experiența mea pe plan sportiv am trăit-o cu domnul președinte care pentru noi a fost, nu știu, ca un tată.